Comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, nu pot să spun că nu mă ajută. Mi se promite foarte multe că mă ajute, dar se pare că cei din minister nu-l ascultă. Deci asta e problema. Am înțeles, la minister ar fi problema, nu la comandă. Deci la minister este problema și acolo trebuie, Clubul Sportiv al Armatei Steaua trebuie să aibă personalitate juridică. Acolo nu vine care cum vrea din cadrul Ministerului Apărării Naționale că vor să stea cu lunele la Steaua și să ducă la masă, v-am mai zis. Deci să stau, vin acolo și stau cârduri de persoane care nu stăpânesc fenomenul sport, nu stăpânesc nici fenomenul juridic. Este inadmisibil, auziți, să mi se reproșeze că eu m-am luptat pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua și vai, de ce ai trimis tu la Federație copii color? De ce ai trimis tu la UEFA copii color? De ce s-a cheltuit bani? Că e prejudiciu. Păi ăsta e prejudiciu, dar oare prejudiciu când s-a dat Clubul Sportiv al Armatei Steaua de către generali care sunt în funcție acum și rog pe Ministrul Apărării Naționale să dispună verificări și să vadă, să-i dea afară. Păi ăștia sunt în funcție. Și mie mi se reproșează că s-a cheltuit niște bani pentru copii Xerox, dar pe ăștia nu ia nimeni la întrebări că au dat Steaua și prejudiciul ăla de 165 de miliarde de lei, că știți foarte bine, 37 de milioane de euro pe care trebuie să-i dea FCSB-ul. Da, ce se urmărește? Nu, s-a stabilit încă, e definitivă decizia în acest proces? Nu este definitivă, dar știți foarte bine, este dosar depus de mine pe rolul instanței de judecată, știu foarte bine ce trebuie făcut și acolo, dar ei încearcă să mă dea la o parte, înțelegeți? Asta e problema, ca să nu mai lupte nimeni, ca să facă în așa fel încât